A treia reconstrucție mamară, care a durat aproximativ 2 ore și jumătate, a fost realizată unei paciente de 71 de ani din Târgu Mureș, diagnosticată cu cancer mamar. Pacienta a avut o evoluție postoperatorie și post-tratament oncologic favorabilă, fapt ce a determinat pe medici să recurgă la procedura de reconstrucție mamară. Starea postoperatorie este conform așteptărilor, este bună și ne așteptăm să se refacă cât de curând perfect. După intervenția chirurgicală, pacienta a fost transferată pe secția de chirurgie plastică și microchirurgie reconstructivă din cadrul SCJU, iar în ceea ce privește viitorul pacientei... Nu se discută deocamdată despre o reconstrucție a mamelonului. Trebuie să ne gândim și la faptul că încă operație incumbă și anumite riscuri care trebuie cântărite. Ce beneficiu poate să obțină pacientul cu ce riscuri? Evident, acestea trebuie cântărite și medical și uman, de ce nu, și în urma celor decizii pe care se vor aduce în cunoștința tuturor factorilor, se poate lua o decizie. Procedurile au fost realizate gratuit în cadrul subprogramului național de reconstrucție mamară după afecțiuni oncologice prin endoprotezare, fiind decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, inclusiv implanturile mamare necesare pentru reconstrucție. Pentru ca o pacientă să beneficieze de reconstrucția mamară în cadrul acestui program, trebuie să existe o evaluare oncologică de etapă, care să avizeze explicit indicația de reconstrucție mamară imediată sau secundară.